Bună dimineața, bine v-am regăsit, bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi dăm drumul la un clip, la un vlog de afară, pentru că am mai multe lucruri de făcut. Ați văzut în vlogul trecut că am trimis niște colete prin poștă, printre care și unul de la H&M, cu tot ce era mare pentru Fabi, și am primit mail că nu au primit produsele, iar eu nu mai am chitanța de la poștă. Deci vreau să mă duc la poștă să văd dacă ei mă pot ajuta cumva, pentru că nu au primit returul. Și am primit mail în care mi-au spus în mail să fac bine să găsesc, de fapt să fac bine, nu, oamenii au fost foarte politicoși, să găsesc un drop-off point, să mă duc să dau produsele la loc, să le trimit, să le dau retur. Eu le-am trimis, acum trebuie să ajung la poștă să văd ce zic, cei de la poștă, să scrie prea mare soare, puternic. Așa, vreau să mă duc să-i cumpăr un bloc de desen lui Fabi, pentru că a început să deseneze pe mese, pe scaune și pe toate alea. Și, cum vă zisem în vlogul trecut, vreau să văd dacă găsesc niște ghivece pentru a-mi planta acasă pătrunjel și mărar. Mă uit aici că sunt flori de vânzare, dar nu ceea ce caut eu. Adi este afară cu Fabi, sunt împreună. Eu am fost acasă toată dimineața, am făcut ordine. Dar vă iau cu mine pentru că mai avem ceva de aranjat pe acolo prin casă și vreau să vă arăt și vouă. Mi-a scris cineva că tu zici mereu că faci curat, dar niciodată nu ne arăți. Din nou vreau să subliniez faptul că eu vă arăt ce pot și ce consider eu că este necesar. Nu știu dacă v-ar interesa, dar se pare că da, vă interesează. Să vedeți cum dau cu aspiratorul. Adică e o chestie pe care o fac de 2-3 ori pe zi, pentru că avem acel aspirator de mână de la Lubluelu pe care îl băgăm în priză și ne facem treaba cu el. Bun, hai că intru acum la poștă și ne auzim după, vă spun ce am făcut. Oh, da, cred că e închis. The post office is closed tomorrow. Yeah, thank you. Da, exact ce bănuiam, este închis. Așa că o să mă duc să mă uit de niște ghivece. Sunt tare entuziasmată de chestia asta. Vreau neapărat să-mi pun eu acolo pe porciul ăla mic pe care l-am. Vreau să cresc acolo. Făcut de mine, mă. Este o vreme foarte plăcută afară. Este friguț, dar mișto în același timp. Este bank holiday aici astăzi când filmez și orașul este aglomerat, au venit oamenii în vacanță, orașul nostru fiind cu destinație turistică, iar aici vă arăt și eu marea, ca să o vedeți. Îmi pare rău că nu mirosiți prin clip, să vedeți, prin intermediul camerei, să vedeți cât de frumos miroase aici. Și uite că am ajuns și cred că am găsit ceea ce căutam eu. Uite, cam așa. Uite, 4 lire este asta. Da, uite asta. Exact asta îmi trebuie. Ia să vedem dacă anul astea sunt mai lungi. Asta este 4,99, dar care e diferența? Sunt la fel. 3,99. Nu, că iau așa. A, nu, că n-are model probabil de aia. Da, nici nu mă interesează modelul. Sper că nu va deranja prea tare. Ia să vedem noi. Asta funcționează? Nu. Îmi trebuie și farfurioara aceea pe dedesubt. Dar nu are două la fel așa. Ia uite ce se bate aia. No! Stop it! Hey, stop it! Cred că se împerechează. Da, ia să văd. Cred că
cred că mă opresc la astea două. Deși nu vreau culoarea asta, dar văd că cealaltă culoare nu au cealaltă culoare, pe cealaltă culoare nu avem farfuriile acelea de pus dedesubt. Ia stai că eu nu-i las pe ăștia așa. Nu i-am lăsat. M-am luat de ei, să nu se bată. Așa, ia să se iau. Deci totuși le iau pe astea două și întreb înăuntru dacă au tăvi corespunzătoare. Sau să iau pe culoarea asta? Nu, hai că mai mișto sunt ăștia. Le iau pe astea două. Da. Așa. Așa, mami, bravo. Let me help you. Hai, like that. Hold it like that. And we do circle. Slow down. Circle. 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 Move. Iubitule mic. Iubitule, ce-ai făcut aici? Ce-ai făcut aici? Ai făcut mizerie? It's a mess, mommy, here. It's a mess. Yeah? Shall I bend this, Fabian? Shall I bend this? Why are you drawing on your toys? Bine v-am regăsit la un nou clip la noi pe canal. Este o zi superbă afară, după cum ați văzut în introducere, am fost puțin plecată. Am făcut ceva cumpărături și o să vi le arăt și vouă, evident. Și acum suntem în cameră. Adi a fost cu el plecat, cât am fost eu plecată, iar acum Adi se odihnește și eu cu el stăm împreună și ne jucăm. Dar cred că l-am cam plictisit. Ia uitați-l ce face. Ia uitați-l ce face. Ia uitați-l. Mami, on the paper. Draw on the paper. Deci, i-am luat carioci și desenează peste tot. Mami, on the paper. Orice este desenat. Totul este desenat. Inclusiv măsuța. V-am arătat eu într-un clip trecut că i-am cumpărat măsuța asta de stat în casă. Ia uite așa fac pe ea. Am încercat eu să o curăț. Îmi trebuie neapărat să fac o comandă pe Pharmacy pentru produsele acelea, pentru șervețelele alea de casă. Ale erau cel mai bune. Hai să arătăm aici ce am cumpărat, mami. Am reușit, am cumpărat ghivecele astea pentru ce v-am spus eu mai devreme. Așa, dar n-aveau tăvițe pentru ele și asta m-a ofticat, de-aia erau așa ieftine. Am reușit, de-am cumpărat semințe de pătrunjel și am mai cumpărat aici o semințe de salată, salată mixtă. Tot la fel, încă una de salată mixtă și iar aici încă una de pătrunjel. Aș fi vrut să cumpăr și de mărar, dar nu am găsit. Nu aveau decât aceasta și cred că mai am una de pătrunjel. Da. Doar pe acestea le-am găsit. Sper eu să facem ceva cu ele. Așa, și trebuie să duc Adi să-mi cumpere compost, compozit. Pământ pentru a-l pune aici. Așa, nu știu ce să fac cu faptul că nu am aceea pe dedesubt, placa aia de dedesubt. Dar cred că le voi
Le voi folosi așa, trebuie să le dau o gaură pe undeva să se scurgă apa. Nici nu știu cum o să fac. Cert este că nu... Dacă le luam de pe Amazon cu tot cu tava aceea de dedesubt, cred că am zis placă mai devreme, tava am vrut să zic, erau foarte scumpe. Nu știu ce să fac. Cred că o să le dau o singură gaură pe mijloc. Așa și o să pun acolo o farfuriuță să se scurgă apa în el. Așa că n-am încotro, cred că așa o să, asta o să fac. Ia uite ce frumos desenezi, mami, wow! Dar nu vrei să te duci la masă, Fabi? Fabian, așa, mami. Cum te-a învățat, mami, să ții culoarea? Invers, mama, invers. Nu vrea deloc, nu vrea. Hai că dai pe canapea și ne sup să supără tati pe noi. Da, uite, vezi exact ce ți-am zis. Haide, hai la măsuță aici, come here. Hai, come here, Fabian. Yes. And if you behave, mommy will give you something, yes? Da, deci urmează să-mi cumpere de mâine pământ și să plantez. Și când o să plantez, cred că o să facem un vlog împreună. Asta e bluzița lui Fabi, care a avut-o afară. Așa, și hai să vă arăt ce am mai cumpărat. Astăzi am fost așa pe repede înainte cu cumpărăturile, că m-am trezit târziu. M-am trezit târziu să cumpăr. Aici i-am luat lui Fabian un joc. L-am găsit ieftin tare, 1,49 lire. Și asta vreau să ne jucăm după ce termin acum. Ia stați că v-am lăsat eu pe Zoom. După ce termin eu acum de filmat, vreau să ne jucăm asta, pentru că l-am cam obosit. Ce faci, mamă? Vezi să nu te lovești. Vezi să nu te lovești, te rog. Lasă-le! Fiuță! Ia uite, mami! Ia uite! Și am cumpărat aici, astfel, pe numere, trebuie să asocieze numărul cu numărul de animale. Așa, uite, are aici un ursuleț panda cu 1. Așa, joc de asociere se numesc, am văzut că aveau și la terapie așa. Aici avem 10 cu 10 insecte, aici 5 cu 5 căluți de mare. Da, mami, uite, ăsta e jocul care vreau să ne jucăm. Nu, mami, nu-l arunca. Hai, bagă-le aici, te rog frumos, fii puțin mai ascultător. Da, te rog. Hai să arătăm aici la urmăritorii noștri ce ți-a mai cumpărat ție, mami. Ce vrei să-ți desfac asta? Ia uite, aici am cumpărat niște acuarele. 7 lire am dat pe astea. Și avem, sunt culori acrilice. Și să vă spun și de ce vi le recomand pentru copilași. După ce aceștia termină să se joace, dacă rămân murdari, aceste culori se brânzesc. Mi-a închis camera. Deci aceste culori se brânzesc și se iau foarte repede de pe mână. Nu mai opri, mami. Nu trebuie să stai și să vreți. Mă, nu faci numai prostii. Stai cu minte. Așa? Stai cu minte. Stai cu minte, ochișorii mei dragi. Ochișorii lui mama iubit. Mă, nu mai pot de tine, mă. Mă. Așa, noi suntem la al doilea tub. I-am cumpărat și unele neon, dar cu alea nu ne-am înțeles. Mie nu-mi place cum stă părul ăsta aici. Dar nu cred că este o noutate pentru voi, că nu-mi place mie cum stă părul. Așa, am mai cumpărat aici niște biscuiți vegani cu fistic. Ia, stai să dea mami și ție. Pe care am dat 1,49 lire de la Bakehouse. Sunt niște biscuiți irlandezi. Yes, come here. Ia la mama. Haide că-ți plac. Azi, bun, nu? Ați văzut cum gustă? Că vă ziceam eu în vlogul trecut de problemele sale senzoriale. El așa mănâncă prima dată, gustă în vârful dinților și după aia pune în spatele gurii oarecum și mănâncă. Ia să vedem cum sunt biscuiții ăștia. Nu știu dacă i-ați testat vreodată de la Bakehouse, uite așa se numesc, cu zmeură și cu fistic.
Ce faci acolo, mami? Nu, mama, nu le mai... De ce faci numai prostii? Du-te și... Bun. Foarte bun. Nu vrea nici să lucrăm. Nici să mă lase pe mine în pace. Nimic nu vrea. Da. Și hai să vă arăt ce am mai cumpărat. Am găsit aceste carioci. De vine la mami, come here. La 1,49 lire, care spune aici că se spală. Și ia să vedem cum sunt astea. Ia la mami, pui. O să vă spun și vouă. Dacă într-adevăr se... Nu, mami, trebuie să take the lid off. Așa, bravo. Haide. Like this. Hai. Hai, draw on the paper. Not there, on the paper. Așa, bravo. Nu vrea deloc să asculte și ne ceartă tati dacă desenăm peste tot. Sunt curioasă dacă se spală într-adevăr astea. Pentru că am văzut că începe să deseneze pe pereți. Și nu este un lucru tocmai plăcut și necesar, dar na. N-avem ce să-i facem pentru că oricum nu ascultă. Este curiozitatea și am zis, zic, stai să văd cum sunt astea. Uite, cam așa arată. Kids Create de la Design Group. Sunt făcute în China, dar am aici o adresă de Olanda. Vedem cum sunt și astea. Și ce am mai luat? I-am luat două cărți de colorat ca să nu mai deseneze pe jos. Pe jos, pe neapucă. Sper că nu va deranja părul la sunet. Și uite, cam așa arată, exact cum ne-a spus de la terapie, să începem să urmărim numerele pentru a crea imaginea. El momentan mă zgălește. Așa, pe aceasta am dat 1,49 lire. Ia uite ce ți-a luat, mami. Hai, desenează. Dar trebuie să-ți arate mami cum. Eu mă bucur totuși că a început să facă semne circulare. Iar aici am luat un pad alb să deseneze pe ea și să ne lase în pace să nu mai măzgălească pe pereți sau prin altă parte. Am fost la poștă și este închis. O să deschidă mâine. Astăzi când filmez eu este luni și este bank holiday aici, adică au liber de la stat. Așa că n-am reușit să rezolv nimic cu acea comandă de la H&M care mi-a spus că n-a ajuns, deci practic eu trebuie, ei m-au invitat pe mine să mă duc să returnez hăinuțele pe care eu le-am returnat deja și acum vreau să vă spun să nu faceți ca mine, să nu faceți ca mine, vă zic din nou și insistent, păstrați bonurile, păstrați bonurile de la orice. Uite, eu până acum am păstrat bonurile de la Sainsbury, de la Tesco, de la Lidl, de la H&M, de oriunde mă duc, eu păstrez bonurile. Când, doamne, săptămâna trecută am făcut așa curățenie prin geanta mea, prin geacă, prin buzunare, și am aruncat toate bonurile. Aveam acolo și de la Sainsbury și că am fost și la Lidl și am fost și la Tesco. Am aruncat și bonurile de la poștă. Măi, și știu ziua când l-am aruncat. Iar eu nu fac niciodată asta, deci tot timpul le țin la mine. Și asta i-am spus și lui Adi, bă, nu mai arunca bonurile, pentru că nu știi niciodată când o să ai nevoie de ceva sau, nu știu, ai cumpărat ceva care este stricat, care nu e bun, care nu e... Deci lasă, păstrează bonurile. Și asta vă zic, să nu faceți ca mine, să nu aruncați bonul înainte de a primi banii în cont. Îmi pare atât de rău, pentru că acum n-am ce să fac, deci pur și simplu asta este, am pierdut. Aștept totuși să văd dacă, deși mă îndoiesc, mâine voi rezolva ceva la poștă, pentru că știu, am fost vineri acolo și mă gândesc, poate ori putea ei să-mi dea un duplicat, deși mă îndoiesc. Vom reveni. What? What do you need? Do you want me to sit down?
you want to do? Give it to mommy. But that's not yours. You can have just the bag, yes? Yes, that's not yours. Fabiana a devorat iaurțele alea două și vreau să vă arăt că a pus mâna pe acest flubber și iar mi s-a oprit camera. Nu știu, nu prea se încarcă bine. Vreau să vă arăt cum atinge un copil cu probleme senzoriale astfel de lucruri care, pentru mine, care sunt un adult tipic, aș zice, mami, stop it, come here. Îmi dă așa o senzație de disconfort și vreau să vă arăt. Fabian, please, Fabian. Stop it, please, come here. Alergă haotic, așa. Și vreau să testăm împreună pe laptop acest flubber. Bă, să știți că el chiar face treabă bună. Dacă nu vă e scârbă de structura sa, chiar adună și de printre taste. Super tare, chiar mă bucur că am descoperit chestia asta. E mișto și interesant. Bine, mișto în sensul că te ajută să-ți faci treaba, dar nu prea-mi place nici mie așa să pun mâna pe el. Ia vino, come here, touch this. Am încercat să mă joc cu Fabian cu jocul pe care l-am luat, nu se poate. Am încercat să pictăm, nu se poate. Am vrut să-l iau sus, nu se poate. I-am dat să mănânce două iaurturi, singurul lucru pe care a vrut să-l facă. Restul n-a vrut absolut nimic. Îl las în pace, asta este. Vreau să vă zic că am returnat ceva pe Temu. Așa, și din celelalte produse pe care le-ați văzut la mine, am mai vrut să mai returnez ceva, nu mai țin minte ce, o chestie tot așa care o luasem pentru Fabi, niște lucruri din astea așa mărunte. Și n-am știut că nu trebuie să dai produsele înapoi. Eu m-am dus prima dată și le-am dus la poștă. Și am primit mail că nu trebuie să mai returnez produsele, să le păstrez eu, să le folosesc sau să le reciclez. Asta a fost mesajul de la ei. Și am rămas mască, zic, cum adică să nu dau produsele înapoi dacă nu le folosesc? Și am mai văzut întâmplător pe un grup de mămici că ziceau mămica a făcut o comandă pe Temu și a vrut să o dea înapoi și că i-au spus că dacă așa am pățit și noi să nu trebuia să mai reciclăm produsele. Și să reciclăm, să le dăm înapoi, să le returnăm. Și acum stau și vă întreb pe voi, care ați mai dat comandă pe Temu? Tot la fel s-a întâmplat și la voi să vi se spună să păstrați produsele? Și încă o chestie pe care aș vrea să vă mai întreb. Am auzit foarte multe vorbe, cum că Fabi pune mâna pe flubber. Unde te duci? Fabian, on the table. Stă-ți că-i se rupe mițitelul. Mă bucur totuși că pune mâna pe el, este un semn bun. Da, și am auzit de faptul că ar putea să ne ia detaliile de pe card și să extragă bani din card. Dacă ați pățit așa, nu doar dacă ați auzit, vă rog să-mi spuneți și mie, pentru că sunt curioasă dacă a mai pățit cineva așa, pentru că eu am făcut cumpărături, evident, cu cardul am plătit, nu există altă posibilitate. Bine, altă posibilitate era să ai credit Temu în momentul în care oferi niște recenzii, ceva de genul, primești un cupon care îl transformă târziu în puncte, în fine, nu prea am înțeles că nu m-a pasionat treaba asta, dar dacă ați pățit sau dacă ați auzit, dacă știți, dacă cunoașteți
pe cineva care a avut probleme cu Temu, vă rog să-mi spuneți și mie. Eu am mai văzut la clipul pe care l-am făcut la hall că mi-ați lăsat unele comentarii și mi-ați zis să am grijă și chiar am rămas așa, nu știu, am căutat și pe net, am înțeles că a fost asta la început, dar după aia nu s-au mai întâmplat astfel de lucruri. Vă rog să-mi ziceți și mie dacă știți ceva, dacă ați auzit ceva sau e adevărată treaba, nu e adevărată, pentru că este puțin problematic dacă ajungem la astfel de lucruri, pentru că na, nimănui nu-i convine să-i să spargă contul sau mai rău de atât să-i se ia banii din cont sau să-i se blocheze contul. Vă rog să-mi ziceți și mie dacă știți că na, e bine de știut. Vă zisesem înainte să mi se închidă telefonul că am avut 3 produse acolo, iar acesta este al 3-lea produs. Din păcate nu îl pot prezenta acum. Este un produs de la ZYXC Professional și se numește Magic Unloading. Avem aici o variantă de 15 ml și este un gel care îți ia practic lipiciul cu care te dă atunci când îți pui unghiile cu gel. Deci practic acest gel dizolvă gelul care ajută să lipească să se lipească pe unghie. Te-am văzut. I saw you. Doamne, cât a putut să se murdărească. Doamne, cât ai putut să te murdărești. Deci practic când vă puneți unghii cu gel, aveți și vreți să le dați jos, aveți nevoie de așa ceva. Eu momentan nu-mi fac unghiile cu gel pentru că încă mai am de suferit de când am avut, prin februarie cred, când mi-am dat unghiile jos și le-am dat cu pila și le-am pilit mai mult decât ar fi trebuit, de atunci mă chinui cu ele să crească și să ajungă la o stare cât de cât normală și acceptabilă și sănătoasă. Acum de curând am început să le fac și eu cu ojă și cam atât. Nu știu cum sunteți voi, dar la mine primăvara începe să-mi cadă părul foarte mult și să mi se usuce mâinile. Am niște mâini foarte uscate. Mi-am cumpărat de la Boots această cremă, se numește Dermacare Daily Moisturizing de la Boots. Dacă locuiți în Anglia, nu vă recomand absolut deloc. Eu o folosesc pentru că am dat ceva bonus pe ea, nu este tocmai ieftină. O folosim și eu și Adi. Este o cremă grasă, aveam nevoie de ceva care să hidrateze, dar nu e ce trebuie, mi se pare că usucă, nici nu hidratează bine, este într-adevăr grasă, dar parcă face așa ca o pojdiță pe mâini. Ce-i mama? Mama? Bebuș? Mama? 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 Și foarte greu intră și în piele. Doamne, trebuie să terminăm clipul și să mă duc să-l schimb pe Fabi. Nu știu dacă o să reușesc să postez zi de zi în luna aprilie, să facem vlogster, că despre asta voiam să vă vorbesc. Dar o să încerc să postez cât de des posibil. Ia uite-l, de ce apeși acolo, de ce? Este jos aici. Așa și te văd de lumea cât ești de dulce și de frumos. Doamne. Te iubesc. I love you. Astăzi vreau să mergem să-l tundem pe fază. Dar a ieșit afară cu tati și după aia când a venit plin de nervi și i-am zis, lasă-l că nu umbla acolo, mama, nu, puiu. Tundem altă dată. Ăsta s-a făcut un obraznic și un răsfățat. Opa, așa. Da, zi, Paola, urmăritor, say bye. Bye. Așa. Va trebui să închid, să terminăm vlogul astăzi. Vă ziceam că nu știu dacă voi posta zi de zi, dar voi încerca să postez cât mai des. Să facem așa un fel de mini vlogster. V-am pupat. Aveți mare grijă de voi. Mua.